Pentru ziua aceasta binecuvântată, în dreptul celor două familii, în mod deosebit a mirilor, pentru tot ceea ce Domnul a lucrat pentru noi până în ziua aceasta, ba mai mult pentru ceea ce are în plan să facă pentru noi până în veșnicia viitoare, numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Și pentru că la început Dumnezeu, când a instituit familia, a binecuvântat pe cei doi, spunem și noi astăzi și chiar ne vom ruga, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și să binecuvinteze Domnul toate familiile. Amin. M-am uitat aici la dumneavoastră, cred că e nunta la care am participat cu media de vârstă cea mai tânără. Media de vârstă a adunării e apropiată de media de vârstă a mirilor. Pe cei cu piele albe aproape că îi pot număra pe degete. Ați cântat frumos, am înregistrat, că eu nu ascult cântări din alea video cu plimbări pe net. Eu ascult cântări care se cântă în adunare. Astea merită, aduse jertfă înaintea Domnului, nu așa pentru comerț. Mai că timpul s-a dus, mi-am amintit de fratele Zaharia Bica, a fost invitat la biserică în Mănășturi și au fost mai mulți. Undeva spre ora 8 s-a ridicat, a citit textul și în urmă a zis textul acum, predică altă dată când o să fie vreme. Pentru mine aș putea face așa, dar poate tot nu-i bine pentru alții, nu știu cum e mai bine. Așa că o să vă spun ceva, sper să mai rezistați, că și după aia la masă stați până... De altfel... Mai de mult se predica și la masă, de acolo ne-au fugărit cântăreții, aproape că și din adunare. S-a citit textul din Efeseni din capitolul 5 și vreau să vă vorbesc de aici sub un titlu, Uniuni sau uniri sinte. Cred că o adevărată unire nu poate să fie decât sfântă, adică într-o stare bună, plăcută Domnului. Că oamenii au fel și fel de uniuni, înțelegeri politice, militare, ele nu sunt perfecte și sunt vremelnice. Cum spune în cartea profetului Daniel, știți acel chip structurat din materiale diferite, 2:43, se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie. Deci nici căsătoriile la cei de afară nu sunt uniuni adevărate. Dar nu vor fi lipiți unul de altul. După cum fierul nu se poate uni cu lutul. Pe când în cazul unei căsătorii sfinte, așa s-a citit aici, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Dar eu am folosit pluralul, uniuni sfinte. Ce alte uniri sau uniuni sfinte ne mai prezintă Scriptura? Spunea Domnul Iisus în rugăciunea sa de Ioan 17, eu cu Tatăl s-a rugat, spune și Ioan 10 asta, ca să fie și ucenicii uniți cum este El cu Tatăl. Pentru că cele mai perfecte uniuni sunt cele la nivel de trup. Este vreo ruptură în trup? Poate să deplaseze trupul numai în parte? Poate să fie numai în parte viu și în parte mort? Nu, este uniune perfectă. Și Scriptura ne prezintă familia ca o uniune perfectă. Și nu uitați, spune în 1 Corinteni 11:3, că nu-i doar soțul și soția în această uniune, e și divinitatea. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Deci până unde merge uniunea familiei? Până la Dumnezeu care i-a creat și păstrează legătura prin Hristos cu noi. Este un trup sacru. Apoi avem uniunea bisericii. Hristos este capul, cunoașteți, mai multe texte din Scriptură spun asta, și noi, biserica, suntem trupul. De aceea, unitatea, cum spuneau frații de la Londra, că s-au dus în extrem orient, au intrat în adunare, s-au pus pe genunchi, nu se văzuse niciodată, respectiv, nu m-au zis musafir din 1980. Și când s-au ridicat, s-am simțit că suntem una.
Îmi spunea un frate din Bihor, unui comunist, ia-ți carnetul de partid, anunță că te duci, du-te la ai tăi și vezi dacă te primesc. Eu neanunțat mă duc la frați, numai odată când sau odată mă rog și oricine mă primește se vede că suntem una. Este o uniune sacră pentru aceste două trupuri binecuvântate, din care vă doresc să faceți parte într-o strânsă unitate. Că și în biserică, spune la 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 10, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Păi dacă în biserică se îndeamnă la așa ceva, da, în familie, unde sunt mai puțini, nu? Sunt mai puține fracții de aduse la numitorul comun. De aceea aș vrea să vă regândiți sau să vă simțiți apartenența la familie și la biserică. Că de fapt, în ambele instituții avem uniune până la Dumnezeu. De aceea spune Biblia că nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu și nu îl iubești pe aproapele. E uniunea necesară. Un prim adevăr pentru realizarea astfel de uniuni este dat de faptul a ceea ce scrie în Efeseni 5:31, va lăsa oul pe tată sau și pe mama sa. În universul acesta există și alte chemări și alte relații. Și nu poți să fii într-o uniune sfântă, pentru că a fi într-o uniune înseamnă mai întâi a te deslipi de ceva, să fii în altceva. În cazul familiei nu ne deslipim că este rău, deși chiar în cazul familiei, dacă e vorba de necredincioși, spune că vor fi doi împotriva tăi, trei împotriva doi și nu e unitate acolo. Dar vorbim de o familie creștină, cum aici părinții sunt credincioși. Acum nu le vorbesc la părinți că sunt tare puțin, nu? De altfel, Biblia spune foarte corect, Biblia desăvârșită, nu tata și mama îi lasă, ei trebuie să lase. Are și tata și mama vină că nu pricep să îi lase. Dar tinerii trebuie să-și ia îndrăsneala să îi lase. Ca să se unească de soț și respectiv de soție. Pentru că sunt părinți posesivi, sunt părinți care cred că și copiii tineri nu pot să se descurce, nu e nicio problemă, învață din mers. Învață din greșelile lor. Vedeți, asta nu înseamnă să fie o abandonare, să nu-i cinstim, dumneavoastră înțelege și nu insist asupra acestui aspect. Dar hotărârile, comuniunea, nu spunea cineva că s-a căsătorit în casă cu părinții și avea mama pretenții, întâi să o salute pe ea, să o îmbrățișeze și apoi pe nevastă sa. Beata mamă poate suferea când îmbrățișa soțul, nu știu. Dar nu era corect ceea ce ea cerea. Dar în ce privește uniunea sfântă, fiind vorba de biserică și chiar de familie, vă citesc ce spune în 2 Corinteni, capitolul 6, foarte clar, de la versetul 14, nu vă jungați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Ce legătură este cel credincios și cel necredincios? Nu poți să fii unit în biserică, nici în familie, dacă ai o relație apropiată cu lumea. De altfel, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea, înțelegeți că sunteți tineri. Or fi colegi, or fi frați de trup, trebuie să știți că aceste două uniuni sunt superioare oricărei alte relații. Și ca să poți să te lipești cu adevărat, trebuie să te deslipești de ceea ce nu este normal. Și mai sunt uneori prieteni, că sunteți prieteni, sunteți un grup frumos aici. Mai trebuie să știe prietenele tale, stimată soră mireasă, că te-ai căsătorit. Și să nu spună vreo, păi nu mai mai suna, nu te-am sunat, păi nu știi că mi-am schimbat statutul. Ați înțeles acest adevăr? Mergem mai departe că ne grăbim. În uniunile sfinte, acum mă refer numai la uniunea de familie, e foarte important să se știe că în această unitate există partea superioară, sub acest aspect inferioară. În ierarhie este soțul capul, soția este trupul. După cum în biserică spune Pavel aici, că biserica trebuie să fie supusă Domnului. Unde credeți dumneavoastră că trebuie să fie mai mare atenție să fie unitate?
soțul ca și cap să grijească de unitatea trupului sau trupul să țină de cap? Și vreau să iau doar două aspecte și încheiem. Scrie aici în 5:25, bărbații să procedeze cu un Domn Iisus Hristos care a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Noi ne-am unit cu Domnul sau Domnul s-a unit cu noi? Noi ne-am suit la el sau el s-a coborât la noi? Ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățise înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Adică să mă audă toți bărbații și băieții care vor să devină bărbați. Dacă vrei să fii într-o unitate spirituală cu soția ta, atunci trebuie să îi împărtășești spiritualitatea ta, dacă este. Și să îi comunici cuvântul, ca bărbați a fost dat cuvântul. Ai autoritatea de preot. Preotul este intermediar între Dumnezeu și om. Și soțul este între Hristos și femeie și soția lui. Vedeți, noi în evanghelizare sau în adunare ne trudim ca să învățăm pe oameni, să-i apropiem de noi. Pentru că și cuvântul, o învățătură unitară, aduce unitate. Și spune Biblia 1 Corinteni 14, femeia să întrebe pe soț acasă și el să coordoneze această activitate. Trist este că sunt unii bărbați care nu sunt spirituale. Adică legătura lor cu Domnul suferă și ca atare nu pot să implementeze la nivel de familie acea stare de unitate, de spiritualitate. M-a sunat odată un bărbat din Europa și îmi spune: cred că soția mea are altă relație. Și primul lucru l-am întrebat: care e starea ta de spiritualitate? Te ții de adunare, acasă, faci părtășie sfântă? Azi, frate, eu sunt tare prins cu multă treabă. Soția mea a avut dorințe, i-a făcut o casă, ci la noi în casă nu este grese sub 100 de euro metru pătrat. Și ce vrei să-mi spui, că ea devine? Nici pomeneală. Când a păcătuit Eva, Dumnezeu l-a întrebat pe Adam. Pentru că el nu i-a transmis spiritualitatea lui. Așa că, stimați bărbați, dacă trebuie să faceți ceva în vederea unității, investiți în plan spiritual. Îmi spunea odată un bărbat, zice, dacă nu dai cu bun masă, referi la versetul ăsta, că femeia treamă de bărbat, zice, ea nu știe să... Și mi-a venit să-i spun că în Geneza n-a spus Dumnezeu lui Adam să stăpânească peste Eva. I-a spus ei că Adam va stăpâni, adică ea trebuie să priceapă. Și am luat convingerea că niciun bărbat care n-are relație bună cu Domnul, n-are autoritate spirituală, nu va putea să-și controleze soția. Va deveni cu vremea un manechin pe care el va controla, așa, subversiv. Dar un bărbat care are autoritate, am întâlnit și știu din experiență, mi-au spus surori, când am vrut să fac ceva fără bărbat, și dacă o fobie nu m-a ajutat Dumnezeu. El are autoritate. Are autoritate în rugăciune. Știu odată, soția mea a avut niște lupte spirituale și s-a rugat, un demon a revenit, s-o tulbură și m-a trezit să mă rog. M-am rugat așa scurt. Am adormit. Și ea pe moment a zis, da, eu mă trudesc de două ore și el se roagă 5 minute să culc. Dar a dormit, apoi până dimineața n-a mai venit demonul. Și dimineața mi-a zis, ei, bărbatul are autoritate. Nu-i de la noi, Dumnezeu ne-a dat-o. Dar dacă vei să-ți mântui soția, să o sfințești, atunci folosește cuvântul, folosește rugăciunea, relația ta cu ierarhia superioară, cu divinitatea, ca să-ți poți să-ți o apropii. Și dumneavoastră ca soții, atașați-vă de soți prin Hristos, înțelegeți asta. După cum în biserică este normal să asculți, instituția, familia, instituția paralelă. Trebuie să știi că n-asculți de bărbat doar. Când te cheamă la rugăciune, când e vorba de spiritualitate, la modul general, tu de fapt te atașezi de soț și împreună vă atașați de Dumnezeu. Domnul să vă ajute. Bărbatul să se plece, femeia să se ridice,
Asta în ce privește unitatea spirituală. Avem prezentat aici și unitatea fizică pentru viața pământească. Spune de la versetul 28, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine, nimeni nu-și arată trupul lui. Îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Ce înseamnă asta? Unitatea fizic vorbind trebuie să fie atât de puternică. Dacă iai trupul tău, când iei este efectul să simți asta. Când pe ea o doare, trebuie să te doare și pe tine. E trupul tău, nu? Dar asta capul trebuie să știe când doare piciorul drept și când doare piciorul stâng, nu? Și dacă nu poți percepe să-i cunoști toate nevoile, înseamnă că tu nu, ea nu-i trupul tău, nu te-ai identificat cu ea. Spune o dată o beată soră, vine la consiliere, nu știu unde să mă duc, la psiholog sau la psihiatru. Bărbatul nu mă înțelege. El nu înțelege ce simt eu. Avea ceva probleme. Cu succesiune, cu un tată bolnav. Ceva. Și da, ai vorbit cu el? Păi am vorbit de câteva ori când am venit la serviciu. Și el ce a zis? Asta-s prostii, dă-mi să mâncă. Deci el nu simțea. Ce simțea ea? Că atunci când a făcut Dumnezeu pe Eva, n-a clonat pe Adam. I-a făcut o extensie la trup. O luat din trupul lui, nu? O extensie detașabilă, dar cu care să simtă împreună cu ea. Așa cum Elcana simțea și a mirosit-o așa pe Ana. Și asta nu că o doare stomacul, o doare inima. Și tu de ce nu mănânci? Ce ai? Câte femei le-am spus spunând, nu mă înțelege. Adică pe el îl doare piciorul ăsta din extensie, dar el nu simte că îl doare. Valabil și pentru trup, nu? Să nu te smulgi din trup. Să simți ce simte bărbatul. Că spune, ca și principiu Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 7, că între cea căsătorită și cea necăsătorită e diferență. Nu te măriți, faci ce mâncare vrei, comanzi ce îți place. Spune așa, 33, cine este însurat, se îngrijește lucrurile lui cum să placă nevestei. Dacă știi că ce nevoie are mâna ta sau piciorul tău, cum am folosit, tu ca și cap, păi ții cont de asta, nu? La mâna ta e frig și tu nu te amintești din mânușile. Păi nu-i normal. Cea măritată, spune 34, se îngrijește de lucrurile lumii, asta nu înseamnă lucruri lumești, ci lucrurile necesare, din punct de material, în lumea aceasta, cum să placă soțului ei. Adică, dacă vei căuta să-l înțelegi pe celălalt și să-i faci plac, de fapt, ăsta e secretul în viața de familie. Să nu trăiești pentru tine. Îmi spunea odată un tânăr, ce frate, am ascultat un studiu al dumii tale, în cateheză pentru căsătorie, lecția, dragostea, o natură, o decizie, o relație. Și spune, am decis să amân însurătoarea. Băi, dar cu ce te-am speriat așa tare? Păi eu am crezut că mă însor în favoarea mea și dumneata te-ai trudit o oră să-mi explici că de fapt căsătoria e în favoarea celuilalt. Zic, băi, cel puțin ai înțeles bine. Deci dacă nu trăiește capul pentru trup și trupul pentru cap, imaginați-vă de la cap să dă comandă să iau ceva de aici, să iau Biblia și mâna tinde și ia telecomandă la televizor. Păi ce nu-i bun, capul sau mâna? Capul fă bun, cu dar ori comanda bună, dar mâna nu execută. Așa să-ți imaginezi, stimată soră, care ești căsătorită, că atunci când soțul își cere ceva, înseamnă că e mâna paralizată dacă nu faci sau are reacții din astea necontrolate, știi? M-a întrebat odată, a venit un bilet la o părtășie asta cu familie din partea unei surori, chiar trebuie să fiu supus în toate lucrurile. Nu știu ce listă lungă și-o fi imaginat ea, nu? Și i-am zis, începe cu două. Când îți cere să taci, să taci, când dorește să fii soția lui, să asculți. Deci încolo e tare simplu. Dar dacă astea nu sunt înțelese și trupul nu execută comenzile de la cap, valabil și în ce privește munca, nu? Păi ești omul mai slabă, nu? Și capul îi spune, ia și tu mai aici, în mâna asta, cât o găleată, 10 kg, ca în asta, la altă.
Cineva și-a imaginat că un om avea pus la o căruță un cal și un măgar. Sau să ducă poveri așa, poate mai sună mai bine, da? Și calul spunea, să puși pe măgar cât pe mine. Și măgarul spune, bă, dar eu sunt mai slabă, du tu mai mult. Nu, no, egal. Și punând egal, măgarul a căzut. Și a trebuit să ducă de acolo încolo tot calul. Și a zis, bă, bine era de ascultam din măgar. Că tot ducea ceva. Să vă dea Dumnezeu har, să simțiți ce simte celălalt. Asta înseamnă unire sfântă. Să-i vezi nevoile, să-i împlinești. Nu să cer să facă celălalt. Închei, cum v-am spus. Nu uitați. A vă uni înseamnă întâi a vă separa de altceva ca să fie unirea desăvârșită. Și în unirea asta e de o dimensiune spirituală cu perspectivă eternă. E așa de frumos când într-o familie și tata și mama, soțul, soția cred la fel. Eu nici nu știu cum este să ai în familie adversitate. Soția mea din tâi a fost o soție așa supusă de excepție. Soția de acum, mai glumesc cu ea și zic, băi, parcă am crescut în aceeași bancă la școală. N-a trebuit să-i aduc nici cea mai mică vreo corectură. Eu nu știu în viață ce e aceea soțul să dorească ceva și soția să nu vrea. Dar știu altfel. Să mintuiască soția ce vreau și să fie gata să facă. Am spus că și în căsătoria din tâi și în cea de-a doua trebuie să fiu sincer să spun că soțiile mele au luat premiul întâi, nu eu. Și așa îmi pare de rău când găsesc soți și soții nefericiți. După ce am rămas singur, mi se părea dacă aș mai avea soție, aș face orice. Încerc acum, dar cum spuneam, tot ea face mai mult. Și nu spun glume de la ambon. De ce eu despre femeia am o părere foarte bună. Și am o părere bună despre familie. Despre ceea ce a vrut Dumnezeu să fie familie. Și am spus că unii n-au ajuns nici să miroasă ce Dumnezeu a vrut să gustăm. Și biserica de asemenea. Mai sunt prin biserici probleme. A, sunt oameni care nu sunt. Dar biserica Domnului este una. Să vă dea Dumnezeu hară unei uniri desăvârșite. Că în asta va fi frumusețea veșniciei. Spune 1 Corinteni 15:28. Dumnezeu va fi totul în toți. Când? După ce toate lucrurile vor fi supuse, nu va fi nicio adversitate. Nici o opoziție, va fi o unire perfectă. Asta va da fericirea eternă, nu doar tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Dumnezeu să vă dea harul să fiți și voi uniți. Că unde sunt doi uniți, nu bagă nicio băbuță limba, nici diavolul coada. De aceea unde nu este unitate, nu-i problema în afară, problema este înăuntru, în primul rând. Domnul să vă dea harul unității sfinte în familie și în biserici. Amin.